Medicii s-au plâns aleșilor poporului că salariile derizorii alungă specialiștii din sistemul de sănătate. Statistica ne relevă o tendință și mai sumbră. Personalul medical îmbătrânește, iar tinerii sunt condamnați să fie șomeri de pe băncile facultății. 1200 salariu. Cam cum vă închipuiți că poate să existe și să funcționeze ca un medic? Trebuie să fie îmbrăcat, trebuie să fie sătul, familie, dacă mai este femeie și cosmetic, și să prezinte înainte în fața pacientului, frumos, educat și fără nicio copilică. Avem și noi nevoie, nu doar să fim învinuiți de corupție în sistemul de sănătate, dar avem nevoie ca salariul să fie în conformitate cu sacrificiul pe care îl fac mulți. Corupția e acolo unde sunt gestionați banii. Banii mari, contractele mari. Asta sunt achizițiile publice, asta se este în executiv, în guvern. De atât noi am fost împotrivă ca centrul de corupție să afle în guvern. Discriminarea pe criterii salariale este o altă problemă care frământă pe medici. Sunt foarte mulți funcționari de stat, când auzi la televizor și salariul primești, eu am derit, două businessmani, funcționari de stat. 60.000 de lei pe lună, 70, 100 și ceva. Se ridic părul în cap și te gândești. Sunt de atât că ele ar rezolva sumele acestea, ar rezolva chiar bugetul și tot și toate problemele care le avem. Dar nu e corect când alții au 2-3 mii, să stea el cu 40 mii. Votul uninominal este unica soluție care ar accelera procesul de reformare în țara noastră, susține prin vicepreședintele Parlamentului. Pentru ca să fie oameni responsabili și să elegeți voi, noi am venit cu inițiative, noi de la Partidul Democrat, ca să-i votați voi pe cei din Parlament, dar să margă pe liste de partide. Am venit cu o propunere de vot uninominal. Asta e unul din elementele care o schimbe cardinal oamenii și clasa politică. Proiectul de lege cu privire la votul uninominal elaborat de Vlad Plahotniuc a fost supus dezbaterilor publice pentru a fi perfecționat. Democrații speră că inițiativa legislativă să fie susținută și de celelalte partide politice.